Bună ziua! Astăzi pregătim paste cu ton. Avem nevoie de 200 de grame de paste, o pană cu roșii în bulion, 250, câteva fileuri de anșoa și o cutie cu conserv de ton întreg în ulei sau în sos simplu, un cățel de usturoi, câteva capere, usturoiul punem în două linguri de ulei la prăjit. Am pus și apa pentru a fierbe pastele. Punem și o lingură de sare în apa în care fierbem pastele. Usturoiul călim puțin și la urmă îl scoatem. Îl lăsăm întreg. Dacă vreți să-l păstrați, îl tocați. Apa clocotește, punem pastele la fier. Le fierbem cât scrie pe pachet, mai puțin 2-3 minute, că le mai călim și cu, le mai fierbem și cu sosul format, sosul de roșii și pește. Pastele fierb, usturoiul s-a călit puțin, s-a rumenit, a aromatizat uleiul, asta intenționăm. Am pregătit și măsline, vom avea nevoie și de măsline, negre și verzi. Acum pun fileul de anșoa. Și lăsăm să fiarbă la foc mic. Călim puțin sucul de roșii. Apoi punem măslinele. Și caperele, o lingură de capere. Și lăsăm să fiarbă sosul, să scadă bine. Sosul a scăzut. Cât timp am fiert pastele, a scăzut puțin și sosul, s-a legat. Acum punem pastele peste, să mai fiarbă împreună cu sosul. Le punem pe toate. Lăsăm să mai fiarbă și cu pastele cu sosul și apoi punem peștele la urmă de tot, să nu se fărâme tare. După ce am fiert 2 minute și cu pastele, punem tonul. Am pus o linguriță de piper negru măcinat și o linguriță de piper roșu. Amestecăm puțin, să nu fărâmăm chiar tare peștele. Mai punem și un pic de oregano. Condimente după gust, ce ne place. Un pic de oregano și puțină brânză rasă, brânză tare. Eu am pecorino, puneți de care doriți. Păstrăm brânza și pentru decorul final. Și cam asta e tot. Paste cu ton și măsline. Simplu și gustos. Poftă bună!